Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. A doua cântare, care continuă cumva această temă frumoasă a prieteniei, este cântarea Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Să mai gândim pe această cântare. Fiecare să spunem și numărul. Iisuse, a Teu, prieteni scumpi,
Dumnezeu. Vreau să dau citire unui text din Scriptură care cumva ilustrează ce înseamnă prietenia. În Marcu, la capitolul 2, este o poveste a unui om aflat în suferință, care nu a avut posibilități, dar a avut niște prieteni care au știut să-L ducă la Hristos. Marcu, de la capitolul 2, începând cu versetul 1. După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc, purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Un om de putincios care are 4 inimi, care are 4 prieteni. Tu ai măcar un prieten adevărat? Ferice de cine știe să-și facă prieteni adevărați. Spune Domnul Iisus Hristos că le-a văzut ce? Credința. Prieteni care să te tragă în sus. Prieteni care să te aducă la Hristos. Începe școala. O să ne rugăm pentru copilașii noștri. Ei sunt doritori să-și facă prieteni. Mă rog ca Dumnezeu să-i păzească de prieteni care să-i ducă pe căi greșite. Să reușească să-și facă prieteni potriviți, prieteni cum se cade, prieteni care să fie din familie bune, cu care să învețe bine, cu care să se angreneze unul pe altul, să ia note bune la școală, să se angreneze unul pe altul la provocări școlare, educaționale și să-i păzească Dumnezeu de prieteni care să le pună țigara în gură, drogul în gură, în jumătură în gură. E așa mare nevoie. Și noi, cei mai în vârstă, de ce să nu recunoaștem? Că toți trebuie să avem măcar un prieten adevărat. Să avem un umăr pe care să-l plângi uneori, o ureche care să te asculte, cineva de la care să capăți un sfat înțelept, de cineva care să-i spui ceva și să știi că te înțelege. Toți avem nevoie de un prieten adevărat. Credice de aceia care găsesc pe pământ un frate, doi, cu care să fie prieteni. Dar în ce minunate se găsește Iisus? Cel mai scump prieten. Având în atenția noastră gândurile acestea, haideți să mulțumim de prietenia pe care o avem cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui. Împrietenește-te cu Dumnezeu, spunea în cartea Iov și vei avea pace. Și suntem toți chemați să trăim în legătură și în prietenie cu Dumnezeu, care s-a apropiat de noi, prin Domnul nostru Iisus Hristos, cu preț de sânge. Haideți să plecăm capetele și câțiva dintre noi cu voce tare să ne rugăm, având în atenție aceste gânduri și mai ales copilașii care vor merge la școală.
să, să te împrietenești cu fiecare din casa ta. Să binecuvântezi în această seară momentele acestea când strigăm către tine pentru copiii fraților și a surorilor, pentru cei care vor merge la școală. Doamne, binecuvântează-i! E un loc unde diavolul își face lucrarea, unde oamenii învață copiii de multe ori căi mele și te rugăm pe tine să păzești copiii bisericii noastre. Te rog să binecuvântezi tineretul bisericii, pe cei care sunt gata să cânte, primește închinarea lor. Doamne, vrem să fim ai Tăi până la capătul vieții noastre. Binecuvântează-ne familiile, binecuvântează-n seara asta cuvântul Tău, rogii Tăi care mormânui și ajută-ne, Doamne, ca noi să-L împlinim în fiecare zi a vieții noastre. Amin. Amin. Nu lăsa pe ispititorul să vină să-i citească cu căști sau alții.
dai înțelepciunea care vine de sine. Doamne, să le descoperi cuvântul Tău. Dorim așa de mult, Iisuse drag, ca numele Tău să se sfințească în casele noastre, în casele copiilor noștri și în împărăția Ta să rămână în veci. Amin. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile. Rugăm în tare și tot pe tema aceasta. Cătarea 344, primele 3 strofe. Da? 344, primele 3 strofe. Thank you.
Sixtus, un pentru faptele bune pe care Dumnezeu ne-a pregătit ca să umplăm în ele, pe care ne-a pregătit mai dat în cicluri, ca să umplăm în ele mai înainte. Cuvintele prietenoase se întunci ca o fabulă de miere, dulci pentru suflet și pentru oase. Amin. Amin. Acum avem aici o înțeleaptă, cheamă și Sofia. Ea vrea să se face. Să dă pe loc. Hai să vedem. Cu următoarea întrebare,
cei mai mari slujitori în seara aceasta, aici, aici, aici. Ei fac tot efort să ne anunceze textele pe ecrane, totul să-i binecuvinteze de la început și învață și fac treaba bună. Din frații din sală, dacă dorește cineva să aducă o mulțime cu ecrane. Părinții, pentru că nu-i mai mare bucurie decât să știi că
ai copii care au rezultate bune, dar nu numai rezultatele, dar și o viață frumoasă, o prietenie frumoasă cu Dumnezeu, cum se spunea mai devreme, și o relație cu Dumnezeu dependentă, aș spune eu, de Dumnezeu, pentru că nimic nu poți să faci depărtat de Dumnezeu. Și uitați-vă ce spune, să nu se depărteze cartea aceasta a legii de gura ta, ba mai mult, fugeți asupra ei. Știu persoane care s-au culcat cu Biblia asupra ca să intre Biblia în cap. Biblia nu intră așa în cap. E o iluzie, dar oamenii încercă în fel și fel de metode. Biblia zice, trebuie să o ai în gură, să o memorezi, să o citești, să o trăiești și mai departe spune, cugeta asupra ei, gândește-te la ea. Gândește-te ce scrie în ea, ce vrea să-ți transmită, ce vrea să te învețe și cum vrea să trăiești prin învățăturile acestea transmise de Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci vei zbândi în toate lucrările tale. Domnul să vă ajute pe fiecare să aveți expunere și în noul an școlar, fie că suntem părinți, fie că suntem elevi, fie că suntem grădinari, la grădiniță, fie că sunt studenți, masterați și așa mai departe. Domnul să fie onorat prin rezultatele pe care le veți aduce spre slava Lui. Amin. Amin. Thank you.
început cuvânt de mulțumire, ar vrea să aduc înaintea lui Dumnezeu pentru una dintre cele mai frumoase răspunsuri la rugăciune pe care l-am primit vreodată. În urmă cu 26 de ani, rugam Domnului, nu cunoșteam pe Dumnezeu, dar vreau să știu că Dumnezeu există și am zis să-i cer ceva în rugăciunea lui Dumnezeu ca semn al existenței. Și am început să mă rog lui Dumnezeu, seara de seara, același lucru. Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, dă-mi, te rog, o soție credincioasă. Aceasta a fost o rugăciune de un an de zile. După un an de zile a primit răspunsul și în urmă cu 25 de ani m-am căsătorit cu Cristina, cu soția mea. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că El nu doar există. El este un Dumnezeu al harului, al lucrării și El răspunde rugăciunilor. Amin. Amin. Urmează să ne închinăm Domnului cu dragă de bună voie. Nu uităm programele din Casa Domnului, fiecare zi miercuri, seara de la ore 18, avem studiu biblic, din cartea Eclesiastul, apoi duminică dimineață de la ore 10 și seara de la ore 18. Vreau să aduc în atenția dumneavoastră faptul că de duminica viitoare va începe și școala duminicală. Încă nu știm cum vom curba copilajii, rugați-vă ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune, nu avem foarte mulți copii, sunt destul de variați ca și vârstă, vrem să-i prindem cumva pe fiecare, să ne primim nevoile pe care le au, ne rugăm pentru învățătoarea de școală duminicală, ca Dumnezeu să le dea putere și har, viziune, pentru că încă un an de școală biblică aici la biserică. Deci de duminica viitoare, la orele 10 dimineața, să iau și școlile duminicale. Împreună cu frații am hotărât că este urgentă nevoie să preparăm propoarul. Fratele Mihai deja s-a apucat să scoată o parte din faianță, vrem să înlocuim faianța aceasta cu niște dare. Toți doi să contribuie la lucrare, pot sprijini financiar, mergând la fratele casier, la fratele administrator, vedeți cum vă împărțiți, și vrem, prin bani pe care îi strângem, să efectuăm lucrarea aceasta. Nu cred că va fi o sumă foarte mare, estimăm deja undeva la 3.000-5.000 de lei, să fie toată lucrarea și dorim să facem cuză, bine, ghețul, să nu mai avem probleme cu plătoare. Vă mulțumesc că anticipat și eu i-am spus fratele Mihai, o să cei carte la Mimoise și pe vremea mea luat, când poporul era oprit să mai aducă la temp, la pentru cortul întâlnirii dare, așa cum de Sfântul i-am adus, încât Mimoise a zis, e prea mult, e de ajuns. Sunt convins că inima noastră este pentru casa lui Dumnezeu și din puținul fiecăruia Dumnezeu va da belșug și vom putea face lucrarea aceasta cu bine până în iarnă. Deci, cine are, cât are, vă apropiați de frații mai devreme menționați, spuneți pentru lucrarea de trotuar și sperăm cât de repede să ne apucăm de lucrare și să o și efectuăm în mod rapid. Acum, haideți să ne închinăm cu darurile de bunăvoie, în timp ce cântăm cântarea de la numărul 312, frumoasă-i a Domnului casă.
deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 1. O să citesc începând cu versetul 35, pagina 1026. Să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când primea pe Iisus un rând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: Ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți pe vedeți, le-a zis el. S-au dus de au văzut sub unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: Vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: Noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: Poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și i-a zis despre el: Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub sportiv. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub sportiv, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe Îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Vasilică să ne conducă în rugăciune și după aceea vom asculta mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să mă ascultăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu, frate și sorori, că bucuria este roada Duhului Sfânt. Nu-i așa? În această seară, nu știu dacă dumneavoastră simțiți bucurie, dar eu simt o mare bucurie, în primul rând, că tinerii noștri iată să adună unul câte unul din concediu și încep repetițiile și o să fie o bucurie fiecare duminică după amiază în casa Domnului, pentru că și ei și noi ne închinăm lui Dumnezeu și aducem mulțumiri. Apoi o altă bucurie mare am pentru faptul că văd mulți copii în casa Domnului în această după amiază. Și mi-aduc aminte și de ziua de dimineață, când erau priveliște extraordinar de frumoase, cu atâți copii în casa Domnului. Mă bucur pentru părinții care aduc copii la casa Domnului, care au înțeles că Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci, este același și duminică dimineață, este același și duminică după amiază. Spune cuvântul Domnului în Proverbe 17:17, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.
Vreau să vă spun că în această seară eu am cel puțin un prieten bun. Am cel puțin un prieten bun și mă bucur pentru lucrul acesta. Este o altă mare bucurie a mea. Dar, în același timp, trebuie să recunosc că am și un prieten fals în această seară în biserică. Și dacă prietenul bun mă îndeamnă să aduc mesajul puterii Cuvântului Dumnezeu, prietenul rău, știți ce face? Mă sabotează, îmi numai picioarele, mă mai șterge puțin din memorie, ca să nu pot să fiu cursiv și să trebuiască să mai mănânc și notițe, dar încercăm, cu ajutorul Domnului, să mergem înainte. Frați și surori, bucuria noastră este mare că suntem în casa Domnului. Vă dați seama, împărăteasa din Seba a venit de la atât de mulți kilometri ca să-l vadă pe un om. Noi am venit, eu știu, de la 5 km, de la 2 km, ne-a dus tramvaiul în condiții foarte bune și am venit ca să-l vedem, să-l simțim pe Iisus Hristos Domnul. Dar mai mult decât atât, ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos spune Cuvântul lui Dumnezeu că a străbătut cerul ca să vină până la noi. Cât de departe a venit Domnul Iisus? Acolo unde eram eu, acolo unde era fiecare dintre noi. Și știm fiecare unde era. Și ne-a ridicat, spune Cuvântul Domnului, cu mână tare și cu braț puternic și ne-a pus picioarele pe stâncă. De aceea, oricâte îngrijorări ar veni, oricâte încercări ar veni, oricâte valuri ar veni, și sunt multe, sunt foarte multe, nu ne teme, căci suntem împreună cu Domnul Iisus Hristos, suntem în brațele Lui cele puternice. Așa, în altă parte spune Cuvântul Domnului, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape, căci El se arată ca sorile dimineții. Sunt timpuri de har, sunt timpuri de mare har. Nu știm cât vor mai dura aceste timpuri. E adevărat, noi nu trebuie să ne îngrijorăm, nu trebuie să ne speriem, dar sunt lucruri reale care se vor întâmpla în curând. Pentru că vederea Domnului este aproape și spune Cuvântul Domnului că în vremurile de urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu-i așa? Suntem în casa Domnului o mână de oameni. Suntem în registrul bisericii 100 și ceva de familii, 100 și ceva de membri. Domnul să ne ajute ca să ne deschidă mintea, să înțelegem că cel mai bun loc unde putem să venim duminica după amiază este biserica. Pentru că aici găsim belșug de har, găsim belșug de binecuvântare și găsim bucurii în casa Domnului. Nu-i așa? Slavă Domnului! De ce oare suntem în casa Domnului în această dimineață, în această după amiază? Spune Cuvântul lui Dumnezeu aici, în textul pe care l-am citit, ați observat că m-am și încurcat un pic, a doua zi e prietenul fals care stă la pândă, e adevărat. Spune și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Frații și surori, vreau să vă spun că Domnul Dumnezeu s-a întrupat în Domnul nostru Iisus Hristos. Și Cuvântul Domnului spune foarte clar, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și dacă îl vedem pe Iisus Hristos în viața noastră, îl vedem pe Dumnezeu. Dacă ne închinăm lui Iisus Hristos, ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă îl primim pe Iisus Hristos, îl primim pe Dumnezeu Tatăl. Dacă îl cunoaștem pe El, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă îl respingem pe Iisus Hristos, îl respingem pe Dumnezeu. Ce este Iisus Hristos pentru noi? Pentru prorocul Ioan, El era Mielul lui Dumnezeu. Pentru noi este Mântuitor, pentru noi este calea, pentru noi este adevărul, pentru noi este lumina care s-a coborât din cer de la Dumnezeu. Pentru alții a rămas doar un învățător. Mă gândesc la Iuda. A rămas doar un învățător. N-a trecut dincolo. Dacă ne aducem aminte de lecțiunile biblice de miercuri seara, Eclesiastul n-a reușit să treacă dincolo de soare, să treacă dincolo de ceea ce se vede, ci a rămas limitat. Dar, într-un final, mă bucur
că în capitolul 11 revine omul acesta și mă bucur tare mult pentru el. Și mă bucur și pentru noi că suntem în casa Domnului în această coaliază. El este calea, este adevărul, este dătătorul vieții. El dă viață, frate și soră. Și slavă Domnului că ne dă și nouă viață și viață din belșug. Și nu numai viață din aceasta temporară, că dă o viață veșnică. Așa îl vede prorocul Ioan ca fiind mielul lui Dumnezeu. Acum, tema care aș vrea, eu știu, să ne gândim puțin la ea în această seară și mesajul ar fi consecințele sau efectul întâlnirii cu Domnul sau impactul pe care îl produce întâlnirea cu Domnul. În primul rând vedem aici că Ioan îl vede pe Domnul Iisus Hristos și spune, iată mielul lui Dumnezeu. Ucenicii, cei doi ucenici, l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Atunci când ne întâlnim cu Domnul Iisus, Sfânta Scriptură ne învață să-L urmăm pe El. Și urmându-L pe El, care ar fi beneficiile, care ar fi efectul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos? În primul rând, primul efect ar fi că prima consecință ar fi că întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos schimbă ocupația. Ne aducem aminte de Petru care era pescar și spune, vină după mine, că te voi face pescar de oameni. Îi schimbă ocupația, îi schimbă numele. Spune, nu te vei, tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Petru. De ce oare i-a schimbat numele? Pentru că Domnul Iisus Hristos, uitându-se la Petru, uitându-se la mine, uitându-se la dumneavoastră, vede valoare în fiecare dintre noi. Și vede valoarea sângelui vărsat pe crucea Golgotei, să știți. Vede în Petru o putere de convingere extraordinară. Dacă ne aducem aminte, în ziua cincizecimii, ce predică extraordinară are Petru, apoi la predicile lui se întorc la Dumnezeu și îl urmează pe Iisus Hristos atâția oameni, odată 5.000, odată 3.000 și așa mai departe. Apoi are o rezistență ieșită din comun, ne aducem aminte câtă bătaie a luat Petru, a luat Ioan, chiar. Apoi vede îndrăzneală și această îndrăzneală, dacă ne aducem aminte, o găsim și la Ștefan. Și aducând în vorbire pe primul martir, pe Ștefan, ne aducem aminte de alt ucenic al Domnului Iisus Hristos, Apostolul Pavel. Se îndrepta spre drumul Damascului, dar la început era paznic, la hainele lui Ștefan, sau la hainele celor care dădeau cu pietre în Ștefan. Dar omul acesta a prins aripi, a văzut că îi merge, un om erudit, un om învățat. Cere scrisori la vârsta lui, o vârstă destul de fragedă, un om puternic, Dumnezeu vede în el o valoare extraordinară. Și din Sfânta Scriptură ne dăm seama de valoarea lui Pavel, nu-i așa? Ce frumos, ce frumos! Așa, apoi schimbă numele lui Chipa, lui Saul, îi zice Petru, lui Simon, îi zice Petru, lui Saul din Tars, îi zice Pavel. Schimbă numele, vede Dumnezeu în ei valoare, vede Dumnezeu în ei putere de convingere, vede Dumnezeu în ei dorință de a-L sluji pe El. Apoi, o a doua consecință a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos schimbă atitudinea omului, schimbă drumul, schimbă stăpânul. Cine era Saul din Tars, nu-i așa? Cui slujea Saul din Tars? Dar s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și iată că și-a schimbat stăpânul. Mai avem un exemplu în Biblie, din Vechiul Testament, și nu vreau să uit și mereu l-aduc aminte că este extraordinar. Situația lui Iacov. Atunci când Iacov se întâlnește cu Dumnezeu, vă dați seama,
se întâlnește cu Dumnezeu, nu se mai uită în stânga, nu se mai uită în dreapta, se uită direct la muntele lui Dumnezeu, la Betel, și merge hotărât până la muntele lui Dumnezeu. Și așa mare binecuvântare are omul acesta, că îi pune numele Israel, îi schimbă numele lui Iacob Israel și dă numele și unei țări întregi, care și astăzi există, slavă Domnului. Da. A treia consecință. Schimbă perspectiva vieții. Petru, dintr-un pescar, simplu, de la țară, probabil, pe Marea Galilei, probabil, că pescuia. Dar îi spune Domnul Iisus Hristos, te voi face pescar de oameni. Schimbă perspectiva vieții, îi îndreaptă privirile, dincolo de soare, dincolo de ceea ce se vede, îi îndreaptă privirile spre veșnicie. Și la Filipeni, capitolul 3, versetul 10, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dar cetățenia noastră este în cerul. Așa cum lui Pavel a schimbat numele, așa cum lui Petru a schimbat numele, așa ne schimba și nouă numele, Iisus Hristos Domnul, prin jertfirea Lui, prin sângele Lui la crucea Golgotei. Din nemântuit a trecut, a șters zapisele, zapisul poruncile Lui și a trecut în dreptul fiecare dintre noi mântuit. Ne-a schimbat drumul de la iad la rai. O perspectivă veșnică, frați și surori. Dar cetățenia noastră este în cer. De unde așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos? El, spune cuvântul lui Dumnezeu, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. De aceea suntem în casa Domnului. Pentru că Iisus Hristos Domnul ne-a schimbat numele, ne-a schimbat drumul și ne-a dat o perspectivă nouă asupra vieții. Ne-a făcut să privim dincolo de ceea ce se vede, să privim la veșnicie. Noi credem și mărturisim că există veșnicie împreună cu Iisus Hristos și există veșnicie împreună cu cel rău. Dar noi nu avem parte decât de veșnicia cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și în virtutea acestei nădejdi pe care o avem fiecare, aș vrea să dau citirea a 6 versete din prorocul Isaia. Și versete extraordinare, așa de frumoase sunt versetele acestea, au legătură cu ceea ce am spus până acum. Și chiar dacă nu aveau legătură, le-am găsit tare, tare frumoase, au Isaia, capitolul 12, sunt doar 6 versete. În ziua aceea, pentru că va veni ziua aceea, știm cu toții, și nu-i departe. Este o cântare, ziua aceea nu-i departe, pregătește-te de acum. Nu uita că ziua aceea e pe drum. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a cotorit și m-ai mânuiat. Prin Iisus Hristos, Domnul, suntem mânuiați fiecare dintre noi, pentru că am primit un viitor și o nădejde în El. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din soarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui. Cântați Domnului, căci a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute pe tot pământul. Strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este mijlocul tău, Sfântul Israel. Așa vom zice, frați și surori, în ziua aceea. De ce? Pentru că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne-a schimbat numele, mântuit. Și avem o nădejde vie, fiecare dintre noi. Apoi ne-a schimbat Stăpânul. Stăpânul nostru este Iisus Hristos Domnul. Și apoi o nouă perspectivă, viața veșnică. Știți de ce? Pentru că am iubit venirea Lui. L-am iubit pe El. Ne-am înrolat
în armata Lui, dacă pot să spun așa. Facem parte din Biserica Lui și porțile rugințe porților spune despre Biserică nouă vorbire Lui. Să fim convinși de lucrul acesta, că Iisus Hristos, Domnul, ce ne-a promis, va face. Slavă Domnului! Amin! Amin. Ai avut grijă de noi, Doamne, și
chiar și atunci când am greșit, chiar și atunci când ne-am depărtat, tu ai rămas lângă noi. Mulțumim pentru mulțumim pentru apropierea ta, mulțumim pentru acest timp minunat pe casa mea, ca încă ne mai putem aluna, Doamne, la cuvântul tău. Te rog ca să rămâi cu noi în continuare și în săptămâna care ne stă pașa. Să ne dai tu o apropiere, Doamne, și să dai tu înțelepciune copiilor noștri, Doamne. Să-i păzești, Doamne, în această lume, Doamne, care te zice trece, Doamne, te vine tot mai rea și mai stricată. Așa te rog. Mulțumim pentru Doamne. Fii slăbită veci. Amin. Amin. Și, Doamne, oricine se întâlnește cu noi, noi ne rugăm din toată inima, din tot sufletul, ajută-ne, Doamne, întâlnindu-se cu noi, să se întâlnească cu Tine. Amin. Și pentru că, iată, seara aceasta se încheie aici. Dorim, Doamne, vrede ca să nu se încheie, ci mesajul auzit, întâlnirea aceasta importantă cu Tine, să continue 24 de ore din 24. Necurmat, Doamne, să dorim și noi fața Ta și întâlnirea cu Tine, să tânjim, să luăm înaintea zorilor de dimineață. Să spunem și noi ca și Țamitul, Doamne, când te voi întâlni? Păi ca Biserica Nădejdea să vibreze de dor după întâlnirea cu Tine, Doamne. Mulțumesc de copilașii care ne-ai dat. Doamne, pune-le și în ei dorință după întâlnirea cu Tine. Doamne, ne uităm la unii care au crescut în biserică și au bucat pe căi creștine, Doamne, și eu abia am plâns mult zilele astea. La sfârșirea de durere, copiii care am crezut o să aibă viitor cu Tine. Ce putem să-ți cerem decât, Doamne, revarsă durarea peste noi? Doamne, nu știu, ne-am greșit, nu știu ce să mai facem. Dar ne uităm spre Tine, Doamne, cu toată inima. Doamne, mă uit la Tine ca ajutorul, știu că va veni de la Tine. Și Tu vei pregăti o nouă generație de copii care să salveze lumea asta, care să vindece România asta de corupție și de păcat. Oameni care să aibă frică de Dumnezeu și să se ridice ca și Daniel, în Babilonul acela stricat. Fete ca și Estera, care să se nu se rușineze de numele Tău. Așa te rog să-i faci pe copiii noștri, Doamne. Ca slujitoarea lui Naaman, care a fost plină de înțelepciune și a avut cuvinte potrivite pentru Naaman. Așa te-ai faci pe copiii noștri. Doamne, dacă unii dintre noi am obosit de a te întâlni, îmi prospătează-te seara aceasta. Te rog să pui dorință și foame în fiecare zi, după întâlnirea cu Tine, după intimitate cu Tine, după părtășie cu Tine. Tu mi-ai comunicat și mi-ai spus în seara asta că îți dorești intimitatea cu noi, dorești să ne privești în ochi, să spui cât de mult ne iubești pe fiecare dintre noi. Dar, Doamne, uneori suntem așa de aglomerați, așa de ocupați, așa de priși cu toate nimicurile. Vrem în seara asta să-ți promitem și să-ți făgăduim, Doamne, că ne vom face timp pentru a te întâlni în fiecare zi. Îți mulțumesc de faptul că Tu m-ai atins și ne-ai atins. Prin cântări, prin versete, prin cuvântul Tău. Ai avut un mesaj dulce și cald, prietenos pentru sufletele noastre. Acum la încheiere, Doamne, zicem a Ta să fie gloria și slava. Și cel rău să n-aibă nici un câștig. Nu a lucrătorului. Noi am fost rob de trebnici. Am cântat ca niște rob de trebnici. Am slujit ca niște rob de trebnici. Toată gloria și slava să fie a Domnului Iisus Hristos. Și, Doamne, mai avem o dorință arzătoare. Mai cheamă oameni la mântuire. Mai aduc oameni care să te întâlnească, care să-ți cunoască bunătatea și iertarea și dragostea. Și o grăbește pe cei din casele noastre. În numele Domnului Iisus Hristos, fie ca harul Tău prețios, iubirea Ta și părtășia Sfântului Duh să ne soțească de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Haideți să încheiem cu cântarea, păstrează-ne în harul Tău, bunul nostru, ne despărțim, mergem la casele noastre. Dacă mai e cineva din biserică care nu a luat cina și dorește să merg la cina acasă, să rog să mă contacteze în privat, să mă anunțe, dar vrea ca toți să ia cina Domnului, mai ales cei care sunt bolnavi.
sunt la pat.